Salut, prieteni, sunt Angel și astăzi vom face un nou podcast. Începem anul în forță, dacă vreți așa. Am, de fapt, nu chiar în forță de tot, pentru că a fost o mică pauză. Am trecut și eu prin COVID, să spunem așa. Sunt pe final, ultimele 2-3 zile de simptome au început să se mai amelioreze. Și astăzi vreau să vorbim cu Andu. Andu, mulțumesc pentru că ai acceptat să facem acest video. Mulțumesc că m-ai invitat. În ideal trebuia să ne întâlnim în persoană, dar... S-au întâmplat multe în 2020-2021 până acum și nu s-a putut. Da. Uite, chiar mă bucur cumva că avem conversația asta despre vaccin și COVID și așa, mai ales că l-am făcut. Acum știu cum e, cel puțin cum a fost pentru mine. Știu că pentru fiecare este diferit, dar bă, sincer să-ți spun, mă așteptam să fie mai ușor. Adică... Asta spune toată lumea, să știi, adică nu e ca și cum am întâlnit vreo persoană să spună a, l-am făcut și mamă ce ușor nu, a fost, adică, mă așteptam să fie mult mai da, rău. Da, eu auzeam din astea, a rămas fără gust, fără miros, am zis că mă, pe mine asta nu mă sperie, adică rămân fără gust, fără miros 2-3 zile, nu e așa o problemă, dar la mine a fost cu... Cred că l-am făcut și eu și... Nu știu dacă e aceeași senzație, dar dacă ai de urcat niște scări, te uiți la ele de mai multe ori, adică ești... Eu mi-am luat din asta de puls și de oxigen. Deci dacă urc scările acasă, am, nu știu, 15 scări, dacă urc, puls 110-120. În condițiile în care eu făceam cardio zilnic, știi, adică nu eram total nepregătit. Nu venea să cred că gâfâiam după ce urcam scările. Și simțeam pulsul cum... Și la mine a fost cu respirația, a fost mai greu, știi? Și ești un om foarte sănătos, ai grijă de stilul tău de viață, știi? Asta e. Adică sunt din ce în ce mai multe cazuri din astea, dar mă bucur că ești pe drumul cel bun și că te recuperezi. Da, da. Și ești aproape gata, nu? Da, așa sper. Ce-am discutat cu tine cam de o săptămână și ceva. Am undeva la, 11 zile de la primul simptom și 15 zile de la primul contact. Deci, na. Am înțeles. Bun, hai să vorbim despre vaccin. Am zis că despre vaccinuri, de fapt, pentru că avem mai multe opțiuni și am zis că să punem niște întrebări pe care cred eu că, sau la care cred eu că ar fi un răspuns util pentru oameni. În primul rând vreau să te întreb despre tipurile de vaccin. Știm că sunt Pfizer, a făcut un vaccin Moderna, a făcut un vaccin, au mai scos acum... Oxford, AstraZeneca, un vaccin. Care este diferența fundamentală între ele? Adică sunt la fel, doar că unul are 95, unul are 96? Sau... Sigur. Diferența între Pfizer și Moderna e minimă. E absolut minimă. Amândouă sunt pe bază de ARN. Cel de la Oxford și AstraZeneca e puțin diferit. E practic un virus, un adenovirus modificat, care are o proteină virală, proteina S-spike. Și practic sistemul tău imunitar vede acel virus și îl învață. Dar acest adenovirus făcut de AstraZeneca și Oxford nu poate să se multiplice în tine. Deci e doar un virus, e ca o, nu știu, o celulă care nu face absolut nimic. Doar stă acolo și ai structura și sistemul tău imunitar îl învață. În rest, cel făcut de la Pfizer și Moderna funcționează pe bază de ARN și ce face? La bază, practic, face pe celulele tale proprii să apară această structură a virusului, proteina S, cu care se atașează virusul și te infectează și, practic, sistemul tău imunitar o vede că apare pe membrana celulară a propriului tău corp și o învață și vei avea anticorpi pregătiți pentru momentul în care ești cu adevărat infectat de virusul real. Am înțeles. Iar ca și, să zicem, efecte pe termen lung, diferă cu vreo ceva aceste două tipuri de vaccinuri? Măi, nu ai cum să știi. Știu din ce am citit până acum că cel de la Moderna ar oferi anticorpi de durată mai lungă. Dar nimeni nu are idee cât de mult poate să dureze efectul ăsta și nu știm foarte mult în timp ce mai mult o să fie. Decât nu cred că o să ambele fie. Variante, nu? Adică și decât Pfizer-ul și decât nu știm față de Oxford, încă. Ah, ok. Avantajul o diferență fundamentală la ele ar fi că cel de la Pfizer trebuie ținut la temperatură de -80 de grade Celsius, cel de la Moderna la -20 de grade Celsius. Deci problemele logistice de distribuție sunt altele. E mult mai ușor de distribuit cel de la Moderna. Dar cel de la Oxford, în opinia mea, e cel care e cu adevărat vaccinul ăla mult dorit. Pentru că pe ăsta poți să-l lași la temperatura camerei foarte bine
și poți să-l ții în frigider. Adică e mult mai ușor de distribuit. Și citisem un raport recent. Costă undeva la 3 lire pe persoană, deci e mult mai ieftin cel de la Oxford. Dar cel de la Pfizer și Moderna au putut să fie făcute mult mai repede din cauza tehnologiei astea noi de mRNA. Am înțeles. Și prin faptul că au fost făcute atât de repede, am auzit această grijă care reiese cum că ar fi făcut prea repede, cum că s-ar fi grăbit anumite etape. Tehnologia e perfecționată de vreo 10 ani. Au fost zeci de mii de participanți, numai cel de la Pfizer a fost făcut pe vreo 42.000 de participanți. Știi? Deci, da. Nu știu, formula era gata de mult timp. Eu când vorbisem cu niște supervizori și mai mari de mei din facultate, îmi spuneau că formula pentru vaccinul de la Moderna era gata din ianuarie. Cel de la Oxford aveau deja primele doze făcute din martie. Deci vaccinul, să-l faci o doză nu e o problemă așa de mare. Să faci toate testele de siguranță, să poți să treci de toate aprobările, asta e o problemă mare. Iar în momentul în care a ajuns pe piața europeană, și aici au fost anumite instituții care l-au verificat foarte atent. Deci nu cred că s-au sărit foarte mulți pași. E pur și simplu o tehnologie destul de nouă, dar asta nu înseamnă că e neapărat una greșită. Pentru că dacă stăm puțin să ne gândim ce face mRNA-ul și cum funcționează la noi în corp, e destul de fascinant. Uite, o să iau un minut, două să povestesc pe scurt. Practic, ADN-ul nostru dețin toată informația genetică a corpului nostru și e importantă pentru a crea proteine. Proteine, așa cum e și proteina virală de la virusul ăsta care se atașează de celulele noastre și ne infectează. Ca să ajungi de la ADN la proteină, îți trebuie ARN. ARN care e transformat în messenger ARN în procesul de transcripție și mai departe în proteină prin procesul de translație în ribozom. Și practic așa se transformă, așa apar proteinele. Acum, cum putem noi să hackuim natura? Păi dacă adaugi un mRNA cu codul pentru o proteină virală, propria ta celulă o să-l ia, îl ia în citoplasmă și îl transformă într-o proteină pe care o pune pe membrana ei. Și așa că sistemul tău imunitar vine, vede structura asta și timpul pe care tu l-ai fi petrecut cu un virus în tine care s-ar fi multiplicat și care ar putea să-ți dea efectele astea adverse, îl petreci fără niciun fel de probleme, nu ai efectele adverse a unei infecții virale, și sistemul tău imunitar învață proteina și produce acești anticorpi care atunci când vine virusul real, îl blochează și scapă foarte repede de el. Am înțeles. Uite, de ce crezi cu toate astea? De ce ai spus că el oricum este foarte verificat înainte să fie aprobat, lucru care este și normal? Adică se verifică și un aliment, știi, înainte să fie aprobat. Angel, eu am mai zis chestia asta pe Instagram. Noi suntem în industria asta a fitness-ului. Știi, până la urmă, oamenii în industria fitness-ului folosesc steroizi și o groază de anabolizante care... Câtă siguranță ai că au fost făcute în regulă și că sunt teste ale calității și că sunt standardizate și pe zeci de mii de participanți? Bă, eu nu cred. Ți-e frică de un vaccin făcut de una dintre cele mai mari companii de pe fața pământului? Eu nu cred că există un culturist care să fi spus eu nu mă vaccinez pentru că nu știu ce conține. Sau nu sunt sigur pe el. Adică, da, într-adevăr, condițiile de preparare, să zicem așa, sunt total diferite. Și cu toate astea vezi că foarte multă lume este împotriva vaccinului. Adică de ce crezi că se întâmplă acest lucru? Eu cred că e în mare parte datorită lipsei de educație. Și nu e neapărat că învinovățesc persoanele care cred asta, pentru că e destul de greu să înțelegi o nișă din asta de virologie, știi? Nu e tocmai o materie foarte mainstream, e ceva ce, de care te lovești în viața de zi cu zi. Dar dacă stai să te uiți la cadrele medicale, îți spun asta pentru că mama mea lucrează în sistemul medical, a fost vaccinată săptămâna trecută, familia mea, în mare parte, sunt cadre medicale în România și fac multe vaccinări ei însuși pentru alte cadre medicale. În momentul de față, medicii și persoanele cu risc sunt vaccinate primele și îmi povestește că cadrele medicale vor să fie vaccinate. Adică persoanele care chiar înțeleg importanța acestui vaccin și au ocazia, se duc, se vaccinează. Acum, dacă tu crezi că poți să treci peste asta și o vezi ca pe o răceală, sigur, nu o să vrei să te vaccinezi. Dar, bun, dar uite, poate ar trebui să se educe bine oamenii. Tu consideri că dacă ai trecut prin virus,
Mai este necesar să te vaccinezi? Da, eu consider că da. Și îți spun de ce. Pentru că s-ar putea anticorpii ăștia să nu fie să nu fie anticorpi puternici care să dureze mult timp. Știi? Și virusul se schimbă de-a lungul timpului. Acum, avantajul acestor vaccinuri e că îți dau niște anticorpi de durată mai mare. Chit că ei zic că s-ar putea să dureze cam un an de zile, o să vedem în toamna anului viitor, s-ar putea să nu fie pentru totdeauna, știi? Da. Dar, în opinia mea, e mai bine decât să nu îl faci. Dacă ai opțiunea, cred că se merită. Adică, știi cum e? Am avansat știința atât de mult să ajungem în punctul ăsta și să nu o folosim. Într-o situație din asta în care efectiv depindem de un tratament. Știu că multe persoane cred că pur și simplu ar trebui să ignorăm boala și să nu băgăm în seamă tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar n-ai cum. Da, deja e un lucru stabilit. Până când nu o să reușim să scădem numărul de infecții, nu o să putem să ne revenim la normalitate. Și cum putem să facem asta? Da. Avem o singură variantă care apare acum. E vaccinul. Sincer, în opinia mea, nu cred că vaccinul este absolut soluția finală. Cred că soluția finală și când o să trecem 100% peste și o să fim bine, o să fie când o să avem un tratament disponibil în farmacie. Să te poți, ești bolnav exact ca la o gripă, la o răceală, să te duci să-ți cumperi un tratament și să treci peste probleme. Da, cred că asta și fost, a indus această frică pe lângă media și așa mai departe, dar cred că asta a fost un factor, pentru că nu aveai un tratament, nici măcar, adică totul era foarte aproximativ așa, ba e una, ba e paracetamol, ba e vitamina C. Și dacă ar ieși un tratament, cred că într-adevăr oamenii ar fi mult mai relaxați. Dar eu sincer nu înțeleg de ce e frica asta față de vaccinuri și nu e față de tratamente. Adică nu e o diferență uriașă. Da, au fost efecte adverse de-a lungul timpului la vaccinuri. Nu zic că nu. Dar s-au perfecționat. Adică suntem mult mai avansați decât eram acum 30 de ani. Și dacă stăm puțin să ne gândim ce fel de boli au dispărut datorită vaccinurilor, e incredibil. Uite, poliomielita. Dacă erai adult și făceai polio, avea o șansă de deces de până la 30%. Da, aproape unul din trei adulți care luau virusul mureau. Da. Știi, nu e deloc ok. Și vaccinul efectiv au distrus, au decimat boala. Nu? Câte cazuri de polio ai mai auzit? Da, știu că mai erau, adică încercau să eradicheze de tot boala. Mai erau câteva cazuri în Africa, dacă nu mă înșel eu. Și în rest, gen, era oricum pe final. Uite, am văzut că sunt, de exemplu, absolut, unii care au reacție alergică la vaccin. Au fost un caz sau două în România unde au decedat din cauza reacției alergice. Este vreun test, adică se poate face un test să vezi dacă ești alergic la ceva din vaccin? În momentan nu știu. Momentan nu știu, nu am auzit de teste de genul. Ar fi foarte interesant dacă ar apărea și sunt sigur că o să apară cu timpul. Dar momentan nu ai cum să știi. Și ești 100% sigur că a fost datorită vaccinului? Sau au fost și alte cazuri? Măi, nu știu, nu am fost eu de față. Pentru așa era știrea respectivă, așa s-a dat și la televizor. Nu încerc să ridic în slăvi vaccinurile astea. Da. Știi, toată lumea are dreptul la opinie, dar în momentul în care ai un vaccin care a fost făcut pe 42.000 de oameni, știi, și n-au avut niciun caz decedat. Da, mi se pare că la un moment dat l-au întrerupt pentru că cineva avea niște efecte adverse și au vrut să facă mai multe investigații. Dar nu au avut cazuri din astea în care să-ți moară persoane. E posibil să fi fost o reacție adversă din asta mai puternică. Dar până la urmă ai oameni care mor de la alergii la nuci. Da, bine. Știi? Câte lucruri nu luăm în viața de zi cu zi care ne pot face rău. Știi, ai oameni care fumează, ai oameni care folosesc persoane care folosesc anticoncepționale, știi, sunt o groază de efecte adverse. Da. Na, îmi pare foarte rău că sunt cazuri de genul, dar nu cred că ar trebui să ne oprească din a ne educa și să vedem dacă, până la urmă, știi cum e dreptul fiecăruia, dacă vrem să-l facem sau nu. Dar eu zic că e probabil o idee bună, dacă ne oferim. Uite, de exemplu, în UK, după ce te-ai vaccinat, mai este obligatoriu să mai porți mască? Momentan, da. Păi și de ce? Momentan. Oare? Mai, eu nu știu exact un motiv, dar ce pot să spun eu, ce am vorbit eu cu diverse persoane la noi în institut,
Pentru că pot să apară ramuri noi ale virusului și nu știi dacă acestea sunt cu adevărat oprite de vaccinul pe care l-ai făcut. Am înțeles. Poți să dai mai departe. Uite, noi trebuia să ne vedem de Crăciun. Da. Sau după anul nou. Și eu n-am mai putut să vin în România pentru că exact în ziua asta, în ziua aceea, a oprit România zborurile înapoi spre Marea Britanie, iar cei care veneau din Marea Britanie trebuia să facă carantină 2 săptămâni. Și am zis, măi, n-are sens să vin acasă că stau în carantină, știi? Bine, aș... Dar era din cauza unei noi ramuri de virus. La asta mă gândesc, asta, știi? Așa cred că nu știu dacă este un final. Adică bănuiesc că o să tot mai apară ramuri din acestea. Două au fost periculoase în ultima vreme. Cel din Marea Britanie, care a apărut pe la sfârșitul septembrie, și unul nou din Africa de Sud. Dar există un studiu nou de la University of Texas, mi se pare că chiar ieri a fost publicat, care arată că vaccinul de la Pfizer e în continuare bun și împotriva acestor noi ramuri. Am înțeles, numai că cel de la Pfizer e problema cu transportul la el, fiind da, e o problemă mare minus asta. 80 de grade, nu? Dacă nu mă înșel. Da. Când crezi tu că o să se termine? Adică, ca și timp mă referam, când... Crezi că este vreo șansă ca anul viitor, pe la jumate, așa, să se facă un tratament? Știi care chestia? Au apărut două tratamente săptămâna trecută în Marea Britanie. Au descoperit două medicamente care ar funcționa. Problema e că sunt foarte scumpe. Știi? Sunt medicamente care erau pentru altceva și le-au descoperit când... Da. Ah, ok. Da. Nu știu exact să spun numele. Sunt două care au apărut. Au zis decât că nu e o variantă viabilă pentru toată populația. Sunt pur și simplu foarte, foarte scumpe pentru a le produce și sunt foarte multe probleme la mijloc. Ne trebuie ceva, o idee mai bună. Dar cred că situația se poate ameliora dacă sunt suficiente persoane care se vaccinează. Cred că am putea, poate chiar prin mai, iunie, să ne revenim spre normalitate. Pentru că, vezi tu, virusul ăsta... Am văzut câteva rapoarte care arată că și temperatura și umiditatea afectează viteza cu care se răspândește. Adică era un studiu făcut la începutul pandemiei și puteai să vezi climatul care era în China la începutul pandemiei. Era cam același și în Iran, dacă îți mai aduci aminte că ei au fost a doua țară foarte lovită. Aceeași și în Italia, și în Marea Britanie, și în America. Deci cum vedeai temperatura că se schimba, atunci creșteau foarte mult cazurile. Înțeles. Și dacă ți-aduci aminte, cam în toată Europa dispăruse primul val, cam prin primăvară-vară. E posibil să fie și temperatura un factor foarte mare. De asta, iarna asta o să vedem cum trecem prin pandemie. Cred că iarna asta e punctul, oarecum să zicem, mai greu. Băi, cred că din punctul ăsta de vedere o să fie bine. Cel puțin în România nu mai sunt iernile chiar cum erau. Adică eu țin minte, acum câțiva ani erau câte minus 20 de grade, acum în București, de exemplu, 10 grade din astea, 11 grade iarna, nu-ți vine să crezi. Da, lasă că și în Marea Britanie, dar să știi că nu-ți trebuie să fie foarte rece. Adică de la minus 11 grade în jos arătau pe studiul ăla că e mărită răspândirea virusului. Deci așteptăm vara asta, poate e mai cu noroc. Eu zic că vara asta s-ar putea să fie mai cu noroc, acum că mai avem și vaccinuri și poate avem și un tratament curând. Am înțeles. Andu, care sunt planurile tale pentru viitor? Nu am mai discutat de mult. Mai Angel, s-au schimbat multe lucruri în ultima vreme. Eu nici nu am mai fost activ pe YouTube foarte mult pentru că lucrez la ceva la doctorat care eu cred că e destul de important în momentul de față. Știi că vorbeam de un tratament antiviral. Întâmplarea e că eu chiar lucrez la unul. Am înțeles. Deci eu am participat la doctoratul meu. Eu practic un program de training se numește la începutul doctoratului, în care lucrez la 3 proiecte diferite și ți-l alegi pe cel pe care ți-l dorești tu. Așa funcționează. Eu mi-am ales două proiecte în nutriție, pasiunea mea. Și unul, mi l-am ales pe medicină moleculară, eram curios, ceva un profesor lucra la un tratament și am zis, mă, sunt și eu curios să văd. Și m-am dus și mi-am ales într-un final să rămân pe tratamentul acela. Pentru că
Ce am descoperit e că tratamentul respectiv funcționa pe gripă și pe încă, un virus numit virusul respirator sincițial, care omoară și ăsta vreo 700.000 de oameni anual. Da, da, da. Și funcționează foarte bine, fără efecte adverse, și am rămas să fac cercetare aici. Și a început fix pandemia asta, știi? Și cu una cu alta am observat că dă rezultate și împotriva acestui virus. Și asta e partea interesantă și cam la asta lucrez în momentul de față. Încerc să văd dacă reușim să-l publicăm, poate chiar luna asta, în ianuarie, să publicăm studiul. Am înțeles. Fericite. Mă bucur să aud. Mulțumesc. Eu zic că legat de vaccin, vrei să mai completăm cu ceva? Măi, cred că sunt foarte multe de spus, dar atâta rog oamenii să se informeze, să aibă răbdare, să nu se sperie. Nu e vreo conspirație uriașă împotriva lor. Astea cu conspirațiile au zburat constant. Deci nu are chip în el, vrei să zici, nu? Nu. Tot va trebui să-și plătească abonamentul la internet. Înțeles. Nu poți să-și ia internet din sânge. Dar eu cred că ne îndreptăm spre normalitate. Cred că putem să vedem lumina de la capătul tunelului. Și aș mai vrea să mai zic o chestie. În România, cât de cât mai poți să-ți mai trăiești viața. Cât de cât. Dar Marea Britanie, cel puțin în ultima perioadă, e super trist. Știu. Adică avem restricții după restricții, acum suntem în lockdown. Mai eu sincer nu știu cum va fi pentru UK economic. Adică și cu... Dar asta... Mai să știi că până acum, momentan... pare ok, momentan. Păi da, că știi cum se întâmplă cu o criză, de exemplu, nu se simte în timp ce evenimentul propriu zis, se simte după. Și... Da, mai avem și Brexit-ul una peste altă. Da, am văzut, de exemplu, ce am sesizat acum, înainte mai lucram, mai trimiteam colete în UK, acum s-a triplat transportul, știi? Ca și preț, dacă vrei, serios? Da, din România în UK, dacă vrei transport comercial, gen... Bine, mă aștept să mai scad după asta, o perioadă. Îți dai seama că acum la început profită și ei. Îți dai seama, da. Măi, ce să zic, mi-a făcut plăcere, ca de fiecare dată. Și mie, Angel. Și sper că am acoperit cât de cât, măcar, curiozitățile și întrebările pe această temă. Și cine știe, dacă absolut mai apar teme, mai facem câte un scurt video din ăsta, pentru că de ce nu? Sigur, eu sunt disponibil oricum. Și mulțumesc pentru invitație. Sper că toată lumea, toți cei care ne urmăresc, sunt bine sănătoși acasă. Așa. Și sper că planurile lor în fitness nu s-au schimbat. Da, adică se poate și acasă până la urmă urmei. De menționat, în Marea Britanie 2020, 4 luni au fost deschise sălile. 4 luni, atât. Am înțeles. Bine, în România că... încearcă să te ții de plan. Da. Păi ai cam... și măcar de-ți dădea o lună pe trimestru, așa, știi, ca să te menții cât de cât. Da. Dacă vreți să-l urmăriți pe Andu, veți găsi în descriere toate linkurile lui și așa le veți găsi primele în descrierea videoului. Sper că v-a plăcut acest video, sper că v-a ajutat, bineînțeles. Nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați la acest canal și Fitness Nation. Ne vedem la video următor. Pa!